Am venit azi acasă pentru că am vrut să văd dacă în Timișoara, în Banat, mai există oameni cărora să nu le fie frică. Și iată cât suntem azi aici. Eu cred că nu poate să mă dea Liviu Dragnea afară din acest partid, de câte ori voi primi recomandări. I-am cerut următorul lucru. În momentul în care își va asuma demisia pentru situația în care a adus PSD-ul, eu nu mă țin de scaun. PSD-ul trebuie să rămână acolo. Îmi voi da demisia. Trebuie să se organizeze congres. Teama de oameni îl face pe Liviu Dragnea să rămână într-un cerc restrâns. De ce să nu hotărâm mii de oameni soarta acestui partid? Noi trebuie să fim de partea bună a istoriei. Să nu ne fie rușine de ceea ce facem. Vă mulțumesc mult de tot. Să știți că dorința mea și a oamenilor și a noastră de aici este să readucem democrația în partid.